Discuția prinsă în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal pe tema aprobării planului urbanistic zonal aferent proiectului imobiliar din fosta unitate militară, cunoscută Brăilenilor drept Caporalul Mușat. Tonul a fost dat de independenta Simona Drăghincescu, care a cerut scoaterea acestui proiect de pe ordinea de zi. Planul urbanistic zonal pe care îl avem în față face obiectul face obiectul strict al lotului 1 cu privire la cazarma 493, iar terenul aferent este de 40.842. Niciodată Consiliul Local Municipal nu a aprobat în acea zonă să fie piața agroalimentară, hotel de 5 stele, zonă rezidențială, pe cei 40.000, zona rezidențială, Consiliul Local a aprobat-o să fie în celălalt lot, lotul numărul 2. Simona Drăghincescu avertizează că modificările planului urbanistic zonal nu sunt întemeiate și contrazic primul proiect al puzului votat deja de consilierii locali. Eu nu sunt dispusă să merg pentru nimeni la Direcția Națională Anticorupție. Cine vrea să meargă, n-are decât. Eu vă sfătuiesc să analizăm foarte corect, pentru că tot ceea ce vă spun pot să demonstrez și să probez cu documente. Certificatul plan urbanistic zonal se referă la calea călărașilor numărul 220, care reprezintă fosta cazarmă 493, nici de cum la calea călărașilor numărul 220, 226, așa cum ne lăsați să înțelegem din ceea ce am citit. Am stat azi noapte și am citit în amănunt fiecare rând din această documentație. Mă cutremur cum văd că putem să aprobăm chestii la care nu ne-am gândit niciodată. Pe locația fostei unități militare din Brăila ar urma ca un om de afaceri să construiască un complex comercial și o bretea rutieră care să lege calea călărașilor de șoseaua Buzăului, plus un sens giratoriu. Întreprinzătorul a concesionat terenul contra unei redevențe de 52.000 de euro anual. Simona Drăghincescu a pus și acest act sub semnul întrebării. Vă mai aduc la cunoștință că am văzut că acest contract nu este semnat de domnul primar. Domnul primar, eu cred că sunteți primar și eu vă respect pentru funcția care o ocupați. De ce trebuia semnat contractul numai de către domnul secretar, când eu știu că un contract de concesiune se semnează de către primar, directorul economic din primărie și se vizează de legalitate, de directorul juridic și se semnează de legalitate de către directorul juridic, de către secretar, dacă este cazul. Mai știu că trebuie să aceste contracte să fie semnate la primărie și nu la notariat. Dacă eu sunt de acord să semnăm toate actele la notariat, ar fi cel mai simplu pentru noi. Dar dăm afară pe juriști, domnule, că nu avem nevoie de o armată de juriști, că pe urmă să mai plătiți și la notariat. Pentru ce îi plătim pe aceștia la primărie? Consilierul independent Simona Drăghincescu nu contestă că investiția ar fi un plus pentru urbe și că planul urbanistic zonal cuprinde idei bune, însă nu este de acord cu modul în care se modifică de la o ședință la alta deciziile aleșilor locali.